Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Turtonaciu FM. Astăzi, în seria Lazio, avem parte de derby de la Capitale. Așa cum v-am spus ultima oară, era foarte posibil să ne întoarcem calendaristic vorbind la acest meci. Am jucat și ceva meciuri până acum, destul de multicele. Ultima oară v-am lăsat la meciul cu Napoli, câștigat 1-0, iar mai apoi v-am spus că va urma să joc eu cele două meciuri de Champions League cu cei de la Partizan Belgrad, împreună cu meciurile de campionat dintre această dublă, ca mai apoi să revenim undeva la meciul cu Roma sau Lyon, v-am spus eu. Revenim iată așadar la derby de la Capitale, iar în episodul de mâine din Serie Lazio vom avea parte mai mult ca sigur de meciul cu Lyon din Champions League. Dar ca să revenim la ceea ce spuneam mai devreme, iată, am jucat un total de, bine, ar fi 6 meciuri, dar sunt 5, amical, unul e un calcul, de când ne-am auzit ultima oară pe Serie Lazio. Am avut în primul rând parte de meciul cu Partizan Belgrad din grupele Champions League, un meci greu care mi-a produs ceva surprize oarecum. Am deschis scorul în minutul 3, am făcut 2-0 prin Rakitic, ne-au egalat ei cu golul lui Sipcic în minutul 29 și Markovic în minutul 41, iar noi am reușit oarecum să mergem la cabine cu un avantaj, înscris cu Corea și Traore în minutul 45 plus 2 și 45 plus 3, chiar mai apoi să închidem complet tabela de joc în repriza secundă prin golurile lui Mobile și din nou Savic, dacă nu cumva deja l-am spus. Deci un 6-2, dar chinuită prima repriză, nu mă așteptam la chinuiala asta din partea celor de la Partizan. Însă mulțumit în același timp de faptul că am reușit să luăm cele 3 puncte vitale în grupele Champions League. Mai apoi am avut parte de meciul dintre Lazio și Parma în campionat, acolo unde am reușit să câștigăm cu 2-1, la fel destul de foarte puțin chinuit și meciul ăsta. Am înscris prin Hota din penalti minutul 13, ca mai apoi în minutul 19 să fim egalați de Tonelli. Un meci aportat cu rezervele, după cum puteți vedea, am avut în teren jucători precum Ramos, Armini, Mangala, Rakocevic, Gigšek, Rafinha, Denis Man, Ander Anderson, Douglas Costa și Diego Hota. Practic, în afară de Rațiu, care, da, într-adevăr, este rezervă, dar în perioada aceea a jucat titular datorită accidentării lui Lazzari. Nu am avut niciun alt jucător titular din primul 11 considerat de mine. Meciurile astea, dacă ce vreau să vă spun, dacă e să vă uitați, au fost toate, deci în 10 zile au fost 4 meciuri, în 12 zile 5 meciuri, cam așa. Foarte greu, a trebuit să joc cu ambele echipe, și primul 11 titularilor și primul 11 al rezervelor, luând în calcul, bineînțeles, meciurile în sine. Dacă aici aveam nevoie de puncte neapărat și chiar dacă echipa era una mai slabă, am preferat să mă asigur că le iau și să joc cu titularii, dar mai apoi a trebuit să sacrific la distanța asta scurtă meciul cu Parma în deplasare, niciun meci din seria nu este ușor. Și iată, am avut noroc oarecum, am câștigat după eliminarea lor în minutul 23, deci practic am jucat 70 de minute cu un om în plus și am reușit de abia un 2-1. Mai apoi la meciul cu Spal ar trebui să revin la echipa titulară pentru a odihni oarecum rezervele și de abia am câștigat 1-0, la fel și aici un meci foarte dificil. Imobile care a ratat un penalti, Rakitic care s-a accidentat și de-abia 1-0 din minutul 6 al lui golul marcat de Bertrand Traore. Cam mai apoi norocul să se sfârșească, ca să zic așa, iar în meciul cu Genova a abordat cu rezervele la fel, pentru că titularii veneau obosiți după meciul cu Spal, doar 3 zile distanță între cele două meciuri. Iată că deschidem scorul prin Denis Man în repriza a doua, iar apoi în mai puțin de 10 minute Genova reușește să preia conducerea, minutul 74 prin Pinamonti și 82 prin Ghilione.
dar am avut noroc la ultima fază. Ciro Immobile înscrie, Ciro Immobile care a intrat pe parcursul meciului și reușim totuși să menținem, să luăm un punct și să menținem invincibilitatea asta noastră. Ca mai apoi, în ultimul meci oficial, ca să zic așa, să ne întoarcem în Champions League cu returul cu cei de la Partizan, acolo unde i-a încălcat efectiv în picioare un 8-0 categoric, o distracție maximă, un imbol de moral pentru echipa noastră după 2-2 cu Genova, un lucru care m-a mulțumit teribil. Iată, 8-0 împotriva celor de la Partizan, un scor care ne aduc, cu care ne luăm cele 3 puncte și nu numai, reușim și matematic să ne calificăm mai departe și iată așadar să ne îndeplinim primul obiectiv impus pentru sezonul acesta. Am avut apoi o pauză de naționale de destul de multe zile, 17 zile dacă nu mă înșel, 20, 18 zile ar fi fost între cele două meciuri oficiale, în care am hotărât să fac un amical cu o echipă satelit, Olimpia Ljubljana, amical în care am jucat și cu jucători titulari și cu rezerve, ce mai aveam în lot, ce nu plecase la națională, bineînțeles, și am reușit să învingem, dar asta are mai puțin importanță. Ca astăzi, așadar, iată cum vă spuneam, să revenim la derby de la Capitale cu AS Roma, un meci important, un meci în care să luăm cele 3 puncte, asta pentru că trebuie să ne menținem distanța de echipele din spate, plus că Roma este o contracandidată din punctul meu de vedere la ceea ce înseamnă obiectivul nostru din sezonul ăsta, și anume primele 3 locuri din seria. Ca și echipă vom aborda meciul cu echipa titulară, bineînțeles, în afară de Rakitic, care de abia revine după accidentare, vom juca cu Rafinha la mijloc, lângă Milinkovic-Savic, ca mai apoi rezervele să fie cele obișnuite, Douglas Costa printre ele, Diego Jota, care încă nu și-a revenit, ca să zic așa, Vavro, de altfel, și el în locul lui Mangala, Vavro, care de altfel a și cerut să plece din cauza puținilor minute pe care le-am acordat de joc în acest început de sezon. Bine, e mult spus început de sezon, ne aflăm deja în luna noiembrie, mai este foarte puțin și se deschide din nou perioada de mercato. Perioada de mercato în care intenționez sincer să nu fac prea multe lucruri. Planul meu este acela de a menține lotul pe cât de mult posibil în formula aceasta de acum și a ajunge cu el până la sfârșitul sezonului regulat. Dar sunt conștient că nu voi reuși asta pentru că, așa cum vă aminteam, am deja vreo 2, chiar 3, dacă nu mă înșel, jucători nefericiți, jucători care își doresc să plece de la echipă din cauza minutelor puține de joc pe care le-am oferit până acum, jucători care nu sunt tocmai esențial, ca să spun așa, jucători care aveau rolul de a acoperi posturile în caz de ceva, dar pe de o parte și înțeleg. Vorbim aici de Armini, așa cum, nu, de Vavro, mă scuzați, așa cum vă spuneam, fundaș central. Mai avem un alt jucător care mi-a cerut lucrul ăsta, Ander Anderson. Și de altfel și Eustachio, dacă nu mă înșel, jucător care anul trecut, vă aduceți aminte că a fost un jucător providențial pentru noi, un jucător foarte bun, mai ales din poziția de rezervă, însă anul ăsta, odată cu venirea lui Rafinha, a trecut în plan secund Eustachio și lucrul ăsta, bineînțeles, că nu i-a convenit și a început să ridice glasul, ca să zic așa, și să facă un pic de scandal. Am reușit pe doi dintre ei să-i cumințesc, vorbim aici de exact Eustachio și de Ander Anderson, spunându-le că ok, dacă nu mai vreți să rămâneți, o să vă vând. În momentul ăla au zis nu, că nu vrem chiar să ajungem aici, vrem doar să ridicăm problema asta și să-ți dai seama că avem nevoie de minute de joc. Și așadar, iată, am reușit să-i calmez. În ceea ce privește însă jucătorul Vavro, a zis că ok, atunci ar fi cazul să plec. Și mai mult ca sigur va fi unul dintre cei care vor pleca și ne vor părăsi în această iarnă, urmând, bineînțeles, eventual să-l înlocuim cu ce mai avem pe la echipa a doua, poate ceva de perspectivă, pentru că cele două posturi de fundaș central oricum sunt acoperite, acolo avem atât Mangala cât și Armini,
pe lângă cei doi titulari, Acerbi și cum îl cheamă pe ăla, spaniolo, cilianu, nu-mi vine acum jucătorul fundaș central pe care îl avem, sper să dea ecran, Martis Quarta. Bun, și ca să revenim la meci, că deja s-a fost o repriză, iată, jucăm foarte bine, suntem peste Roma, dominăm, însă avem ghinion, trei ratări destul de mari, două cartonașe galbene la fundașii centrali, lucru care mă nemulțumește și care mă pune în situația în care să scot aceste hard tackling-uri de pe Zaniolo și Pellegrini, în speranța în care nu o să ne trezim cu, Doamne ferește, vreun roșu până la sfârșitul meciului. Dar să vedem. Momentan dominăm, nu schimb tactica, văd că ne priește oarecum. Mă gândesc la a juca pe play for set pieces, pentru că am văzut că majoritatea fazelor au venit din lovituri libere, fazele în care am avut ocaziile acelea importante de la începutul meciului. Vom vedea. Momentan echipa stă bine. Iată și o primă ocazie celor de la Roma, în care sunt aproape și ei de a marca. Da, ar fi păcat să nu luăm cele 3 puncte, dar derby e derby și știm asta. Haideți să schimbăm, că e minutul 67, timpul zboară. O să trec la... Știți că mie îmi place când treburile nu merg, să trec de la tactica... Lazio la tactica FCSB, eu așa îi zic. Și vom da acel set play for set pieces, așa cum v-am spus. Iar aici vom, din wingback, vom trece pe fullback. Asta pentru că vrem să nu mai lăsăm același spațiu. Aici vom trece pe advanced playmaker, iar aici pe pressing forward. La wingback sunt mai mult pentru că, din punctul meu de vedere, din ce am văzut eu, wingback sunt mult mai bune atunci când jucați cu acest overlap pe left, right și așa mai departe, pe când fullback sunt mai buni pentru a proteja atât pe faza defensivă cât a avea un aport și ofensiv. Adică sunt mai echilibrați fullback, într-adevăr aleargă mai mult, dar wingback rămân mai descoperiți, dar sunt mai ofensivi. Deci în funcție de cum jucați, jonglas cu ei. Iar aici advanced playmaker cu attacking midfield e un pic mai ofensiv. Asta e bine să-l jucați când aveți un target man sau un advanced forward pe atac. Când aveți de obicei atacantul pe atac, atunci mergeți să jucați AMK-ul pe attacking midfield support eventual. Advanced playmaker e un pic mai defensiv, cade un pic între linii, ajută foarte mult și centru, dar coordonează mai bine jocul. Și când văd că sunt bun împotriva unei echipe pe posesie, prefer să trec AMK-ul pe acest rol cu atacantul care la mine de obicei ia rolul care îi se potrivește lui cel mai bine. În sensul că nu am un rol predefinit care să-mi dea randament foarte bun în această tactică pentru atacant. De obicei aleg rolul atacantului în funcție de ce știe atacantul respectiv să joace cel mai bine și ce îl pune pe el cel mai mult într-o postură favorabilă sau îl scoate în evidență și automat ajută și echipa. Meciul de astăzi Immobile nu prea jucat săracul și uite, acum dacă ar fi îl bag pe Hota. Hota nu are nicio treabă cu pressing forward support. În cazul ăsta o să mă uit să văd ce îi convine lui cel mai mult, îi convine advance forward pe atac, atunci advance forward pe atac îl pun. Dă randament bine, nu asta e. Bun, poate acum o fază, Rafinha, Milinkovic, Savic, minutul 78. Ar fi trist să avem două egaluri la rând. Pentru că, hai că dacă meciul cu... aproape. Dacă meciul cu Cagliari... Într-adevăr, cum vă spuneam, am meritat oarecum egalul. De fapt, nu că am meritat. Am avut noroc cu egalul, pentru că meritau ei să învingă. Chiar dacă au înscris acele goluri pe sfârșit de meci. Iată că meciul cu Roma, aparent, suntem mult mai buni și am meritat cele 3 puncte, Douglas Costa. 1-0. Bun, 1-0. Hai să dăm... pe defensiv, nu mai jucăm World Ball into Box, nu mai facem run-urile că nu ne mai avem nevoie, tragem ăsta un pic mai jos și cam atât. Sper să nu ne mai dea
gol Roma până la sfârșitul meciului. A meritat cele 3 puncte la nivel de cum s-a jucat, a meritat. Roma a avut doar un șut pe poartă, noi am avut 10 șuturi pe poartă, iar posesia aproape că e 70-30, deci una strobitoare. Cel puțin meciul ăsta am fost peste ei și ar fi păcat să nu luăm cele 3 puncte, așa cum vă spuneam și mai devreme, dar vedem. Vedem că FM-ul mereu e plin de surprize. Minut 87 și ocazie Roma. Dzeko, Spinazzola, în care nu face penalti, bun, trage pe lângă, e ok, e ok. Acum ar trebui să avem posesie, să ținem de minge așa cum le-am dat, să piardă timpul. Încă 4 minute, toate cele de sus, de prelungire, Carvajal și el un galben și suntem aproape de cele 3 puncte, gata. Le-am luat. Hai mă, fluier. Bun, am luat. Am luat și, repet, meritat părerea mea, chiar dacă un gol târziu. Bun, ăsta a fost episodul de astăzi din seria Lazio. Mai devreme a apărut cel de la FCSB pe canal, un review al sezonului foarte interesant înainte să intrăm și acolo în sezonul 3. Aici suntem în sezonul 3 deja, ne se apropie iarna, așa cum v-am spus. Ne vom întoarce însă în episodul de mâine în meciul cu Lyon din Champions League pentru a vedea cine... De fapt, pentru a vedea dacă ne calificăm de pe primul sau al doilea loc mai departe din grupele Champions League. Deci un match destul de important. Pentru azi însă asta a fost tot. Nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Radu. Toate cele bune. Ciao! We'll be right back.